Educația reprezintă un factor important în ceea ce privește evoluția societății, prin urmare, investițiile de orice natură sunt necesare și importante. Pe lângă modernizare, este importantă investiția și în infrastructură pentru a fi asigurat atât pentru elevi cât și pentru profesori, un mediu ambiant pentru desfășurarea orelor de curs. Atât elevii din zilele noastre, cât și profesorii au nevoie de un mediu primitor, dar și modern, pentru a avea performanțe cât mai mari în procesul instructiv educativ. Astfel, prin proiectul național de finanțare PNRR, se obțin fonduri consistente în valoare de peste 1 miliard de euro pe diferite paliere. Se are în vedere dotarea unităților de învățământ, cu mobilier nou în sălile de clasă, realizarea și modernizarea laboratoarelor de informatică, crearea de ateliere moderne pentru liceele cu profil tehnic și tehnologic. De asemenea, finanțarea poate acoperi dotarea cluburilor sportive, școlare sau palatele pentru copii. Toate școlile au nevoie de dotare. Iar prin acest proiect, prin PNRR, se pot obține finanțări foarte consistente pe diferite paliere, pentru dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, pentru realizarea de laboratoare informatice, atât în școli, în unitățile de învățământ, cât și în cele private, dar acreditate. Totodată se pot realiza ateliere pentru școlile, pentru liceele tehnice și sunt finanțări într-adevăr foarte consistente. În total pe țară este vorba de 1,7 miliarde de euro pe toată țara. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu încurajează toți primarii și directorii școlilor din județ să se mobilizeze în a găsi problemele fiecărei instituții de învățământ și să profite de oportunitatea de a accesa aceste fonduri europene pentru rezolvarea neajunsurilor. Acesta punctează faptul că școlile pot conta pe sprijinul autorităților județene pentru crearea de proiecte până la sfârșitul lunii martie. În primul rând aș vrea să spun faptul că astăzi când vorbim este o oportunitate extraordinară pentru toate școlile din județul Mehedinți să acceseze fonduri europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că sunt două apeluri de proiecte deschise, valoarea totală este de aproximativ 1 miliard și 200 de mii de euro, iar din acești bani pot să se doteze toate școlile din județ cu mobilier, cu aparatură informatică, de asemenea inclusiv celelalte laboratoare din școli pot fi dotate, pentru că sunt școli unde chiar este nevoie, începând de la mobilier până la celelalte obiecte. Am încurajat directorii de școli, am încurajat primarii care astăzi au fost prezenți să facă tot posibilul, să identifice nevoile unei școli și să nu rateze această oportunitate de a accesa fonduri europene, iar în măsura în care vor considera necesar că au nevoie de sprijinul Consiliului Județean, colegii mei din această instituție vor fi la dispoziția dumnealor, astfel încât până luna martie, când expiră termenul acestor apeluri de proiecte, să ajungem în situația ca fiecare școală din județul nostru să depună cerere de finanțare. Și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, oferă sprijinul unităților de învățământ în elaborarea proiectelor de finanțare pentru dotarea școlilor din oraș. Au întâlnire extrem de constructivă la invitația domnului inspector general, domnul Tomoescu, împreună cu domnul președinte Aladin Georgescu. Suntem preocupați ca toate școlile din județul Mehedinți să atragă acești bani. Suntem dispuși și pregătiți la nivel administrativ să-i sprijinim, pentru că noi avem experiență în acest domeniu, să-i sprijinim, plus ceea ce facem noi, ce o să luăm noi pe primărie pentru școli, dar în același timp și domnii directori, dacă au nevoie de expertiză, dacă au nevoie să-i sprijinim, suntem, repet, pregătiți să facem acest lucru. Directorii unităților de învățământ se bucură de sprijinul autorităților locale și județene, spunând că aceste fonduri sunt necesare pentru elevi, dar și pentru profesori, pentru a prospera și a avea rezultate deosebite. Este un cadou extraordinar de mare pe care ni-l fac reprezentanții administrației teritoriale, întrucât orice unitate de învățământ poate să beneficieze de o astfel de aplicație prin apelul PNRR. Școala pe care eu astăzi o reprezint, Colegiul Național Pedagogic Ștefano Doblejar, funcționează în două schimburi, ceea ce îngreunează foarte mult calitatea actului instructiv educativ. Așadar, o deschidere pe o astfel de axă în ceea ce privește infrastructura școlară și mediul de învățare este extrem de importantă pentru elevii și, desigur, pentru beneficiarii indirecți.
părinți și chiar cadrele didactice ale unității noastre școlare. Eu astăzi reprezint școala gimnazială Ieșelnița, este o școală din mediul rural și discutând despre acest proiect ce urmează a fi implementat, vreau să vă spun că reprezintă un lucru foarte important pentru toate școlile, dar în special pentru școlile din mediul rural, pentru că în ultimii ani a fost prea puțin dotat și prin aceste proiecte pe viitor putem să beneficiem și noi de laboratoare care să fie dotate la standarde europene din punct de vedere al echipării și tehnologiei, precum și de anumite clase care să fie primitoare și să-i atragă cât mai mult pe elevii școlii. Prin intermediul acestui proiect se dorește o modernizare a sistemului de învățământ, prin care diferențele dintre mediul rural și mediul urban să fie inexistente. Marius Rescu, viceprimarul comunei Izverna, prezent școala gimnazială Izverna împreună cu doamna director. Școala noastră a beneficiat de-a lungul timpului de multiple finanțări prin cadrul programelor guvernamentale PNDL2, cât și pe POC-ul de finanțări în ceea ce privește dotarea cu laborator de informatică, tablete și table interactive. Necesitățile școlii gimnaziale Izverna ar consta în mobilierul, care este destul de deteriorat și vechi, și am participat cu drag la invitația transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Mehedin în ceea ce privește lansarea apelului pe componenta C15 din PNRR, privind dotarea cu mobilier a unităților de învățământ. Proiectele din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență vin în sprijinul țării noastre și ajută la dezvoltarea permanentă a sistemului educațional, care are o mare importanță în societatea contemporană. Județul Mehedin beneficiază în acest fel de fonduri necesare pentru investiții în acest domeniu și se ridică astfel la așteptări europene în ceea ce privește educația.